Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată câteva dintre subiectele zilei. Sindicaliștii s-au întors cu vești bune de la ministrul energiei. Victor Grigorescu le-a promis că va face rectificarea bugetară solicitată de Complexul Energetic Oltenia, astfel că cele 1200 de salarii nu mai sunt în pericol. Conflictul de interese la Padeș. Fica unui consilier local a încheiat aproape 200 de contracte cu primăria Padeș. Ion Suhașu a fost declarat incompatibil, iar primăria va sesiza parchetul în acest caz. Situație încurcată pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Lucrările sunt din nou blocate în instanță într-un punct important, iar expropriații cer bani mai mulți pe terenuri sau case, deși nu dețin acte de proprietate. Promisiuni, asta au obținut liderii de sindicat de la ministrul energiei Victor Grigorescu. Acesta le-a promis că va aproba rectificarea bugetară de la Complexul Energetic Oltenia până la sfârșitul mandatului său. Sindicaliștii și directoratul companiei i-au cerut ministrului această rectificare pentru că bugetul inițial prevedea disponibilizarea a 2000 de persoane. Cum au plecat acasă doar 800 de salariați în această toamnă, 1200 de salarii pentru luna decembrie ar fi fost în pericol. Mai mulți lideri de sindicat au mers împreună cu câțiva membri ai directoratului să discute cu ministrul energiei despre rectificarea bugetară de care are nevoie Complexul Energetic Oltenia. Gabriel Căldărușe, președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, a declarat pentru Radio Târgu Jiu că au primit pentru început promisiuni. Întrunirea va avea loc tocmai pe 12 decembrie, imediat după alegeri. Ministrul Grigorescu a promis că până la terminarea mandatului va fi rectificat fondul de salarii. Acum și noi nu vom sta, să zic, chiar degeaba, vom fi atenți, vom monitoriza. Azi am văzut un lucru care n-aș putea spune că ne bucură, faptul că întrunirea adunării generale a acționarilor este tocmai pe data de 12 decembrie. Un lucru care ne îngrijorează, considerăm că există și o procedură în regim de urgență, este imposibil să nu fie această procedură pentru a crea posibilitatea ca ADA să întrunească mai devreme, pentru că pentru a putea beneficia de această rectificare este clar că e nevoie și de acordul celor din ADA. Dar v-am spus, așteptăm, o să facem solicitare în sensul acesta, pentru că dacă rectificarea care trebuie făcută. Din partea administrației companiei au luat parte la discuții directorul financiar Laurențiu Ciobotărică, Daniel Antonie, directorul diviziei miniere și Ovidiu Bălăcescu. Anul 2017 va fi însă dificil. Urmează noi negocieri pentru viitorul contract de muncă, iar angajații producătorului de energie vor salarii mai mari. Noi încă o dată am reiterat faptul și îl spunem continuu că pentru activitatea de producție avem nevoie de personal și nici de cum de disponibilizări. Trebuie să recunoască și partea administrativă că efectiv nu numai că o cer oamenii, dar e un adevăr faptul că de foarte mult timp veniturile salariaților n-au mai crescut absolut deloc. Va fi, cred că, o negociere destul de dură și de dificilă. Sperăm ca până la urmă, printr-o mobilizare exemplară, ca și oamenii salariați din producție să beneficieze de creșterea veniturilor. În această toamnă, aproape 800 de oameni au fost disponibilizați din cadrul companiei. De altfel, Complexul Energetic Oltenia se află într-un proces de restructurare din cauza situației financiare, iar pentru anul 2017 sunt prevăzute 2000 de concedieri colective. Un consilier local din Padeș a fost declarat incompatibil de către Agenția Națională de Integritate. Ion Suhașu s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât în perioada deținerii mandatelor de consilier local, fiica sa, care deține o societate comercială, a încheiat aproape 200 de contracte comerciale de furnizare de produse cu primăria Padeș, fiind încălcată legislația. Contractele încheiate cu primăria au fost încredințate direct și au o valoare de 966.000 de lei. Primarul Antonie Serafim anunță că după ce va primi înștiințarea de la ANI, va face toate demersurile pentru ca Suhașu să fie exclus în rândul consilierilor.
Antonie Serafin, primarul comunei Padeș, a aflat din presă despre incompatibilitatea constatată de inspectorii de integritate în cazul consilierului local Ion Țuhașu. După ce va primi și documentele de la Agenția Națională de Integritate, va începe demersurile pentru ca acesta să fie înlocuit. Nu am aflat de nicio incompatibilitate, nu am văzut pe... De fapt, n-am primit de la ANI o sentință ceva că ar fi incompatibil domnul Țuhașu cu această funcție. O să verificăm site-ul ANI și în situația asta o să aducem la cunoștință Consiliul Local să luăm decizia corespunzătoare. Ce măsuri se impun în acest? Păi, măsuri de, până la urmă, de excluderea din Consiliul Local, dacă e incompatibil. ANI a constatat că e incompatibil, cred că asta urmează... A fi dat și anunțat la prefectură situația asta, pentru că, fiind incompatibil, nu mai poate funcționa în Consiliul Local. De asemenea, primăria Padeș va sesiza și parchetul, fiind vorba despre o cauză penală. Știți de aceste contracte care ar fi fost încheiate cu firma fiicei sale? V-a sunat cineva de la ANI să vă ceară documente? Da, ne-au solicitat documente, le-am transmis și probabil din toate constatările astea au luat decizia asta. L-au găsit incompatibil. Deci nu știu să vă spun mai multe dacă nu văd documentele astea ce vorbesc eu acum dintr-un zvon. Că se aude că ar fi incompatibil. Nu verific, nu pot să vă spun mai mult. Va fi sesizat parchetul în această cauză? Păi trebuie să luăm măsurile care se impun. Firma consilierului Țuhașu, Ionela Com SRL, a încheiat 177 de contracte cu primăria Padeș, iar din aceasta a obținut 966.000 de lei. Potrivit legii, consilierii locali nu pot încheia contracte comerciale cu primăria, iar această prevedere se aplică și în cazul rudelor de gradul 1. Situație încurcată pe varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Lucrările sunt din nou blocate în instanță, într-un punct important, iar mai mulți expropriați cer bani pe terenuri sau case, deși nu dețin acte de proprietate. Centura municipiului trebuia să fie gata în această toamnă, însă lucrările au fost întârziate din cauza zecilor de procese prin care oamenii care au case și terenuri pe acest traseu au dat în judecată compania de drumuri pentru a cere bani mai mulți. Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu ar urma să fie gata în toamna anului viitor, pentru că au fost întârziate de procesele pe care mai mulți expropriați le-au deschis în instanță pentru că au fost nemulțumiți de prețul oferit de stat. Alții cer bani, însă nefondat. Nu au acte de proprietate pe casele sau terenurile aflate în traseul variantei de ocolire. Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu, cauza încetinirii ritmului, fără să spunem că este vinovat cineva. Asta este procedura. Achiziția, procedura de expropiere este foarte greoaie, pentru că acum avem 5 case, 5 construcții, unde proprietarii știm, figurează proprietarii pe lista de în ordonanță, numai că n-au niciun document, n-au niciun act de proprietate. Nu știm ce s-a întâmplat acolo, figurează și la taxe și impozite, oamenii plătesc, dar nu figurează ca și n-au titlul acte de proprietate. Deja câțiva proprietari au primit banii și au cedat locuințele. Demolarea va începe cel probabil anul viitor. Foarte multe situații avem și cu terenurile din, pe culoarul Centurii. Știm cine este proprietarul, numai că omul ce domnule, stați un pic, nu am actul de proprietate. Domnule, de ce? Păi a murit tata acum 2 ani, 3 ani, nu l-am făcut, tot felul de motive. Cert este că la primărie, în regim de urgență și la prefectură, aceste documente, titlul de proprietate sau ce, orice document au nevoie, ce dacă au cetățenii nevoie, se lucrează în regim de urgență foarte repede. La cadastru, ritmul este alert, sunt doi sau trei inspectori de specialitate care se ocupă numai cu această zonă. În plus, lucrările în zona Amaradia sunt blocate de luni întregi după ce notarul Silvia Badea a obținut în instanță o ordonanță prezidențială în acest sens. În această zonă trebuie executată una dintre cele mai complexe părți ale lucrărilor de construire a noii șosele ocolitoare. Cred că, însă vă spun, cred că vom avea o problemă acolo la Amaradia, unde lucrarea este oprită. Eu pot să-mi permit să vă spun, din partea mea este un cras abuz comis în acea zonă, dar o să nu interesează cine l-a făcut, cine are urechi să audă.
prin oprirea lucrării în punctul în Amaradea, unde se execută acel pod peste Amaradea. Acolo sunt lucrări nefinalizate, începute, sunt produc degradări tehnice. Dacă va veni, vine iarna, noi aveam programat în graficul de execuție să fie gata din vară acel pod, să nu stăm și la iarnă cu grinzile pe marginea apei, să nu stăm cu podul industrial de trecere prin apă, care este un pod provizoriu. Noua șosea de centură a orașului Târgu Jiu va avea 21 de kilometri și are un buget de 151 de milioane de lei. Constructor este firma italiană Colini Lavori. Vremea rea întrerupe lucrările la infrastructura din Gorj. Nu se mai lucrează pe drumul național 66 Bumbești-Jiu-Petroșani și nici la varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Anii la rând, tranzitarea DN66 între Bumbești-Jiu, județul Gorj și Livezeni, județul Hunedoara, a reprezentat un coșmar pentru șoferi. Cel puțin un an vor trebui să mai suporte șantierul. Drumul național 66 este aproape gata. Mai sunt lucrări pe defileul Jiului. Șoseaua care a măcinat nervii șoferilor ani întregi ar putea fi gata abia anul viitor. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, a explicat că mai sunt lucruri de pus la punct, însă în mare parte porțiunea cuprinsă între Rovinar și Bumbești Jiu este finalizată. Investiția de la Rovinar la Petroșani, de la Rovinar la Bumbești Jiu, 99% este finalizată. Este perioada în care se fac acele testări, acele verificări de către laboratorul nostru central, CESTRIM-ul, iar pe defileu 80% putem spune că lucrurile sunt gata. Și lucrările de pe centura ocolitoare vor fi sistate odată cu venirea sezonului rece. Vine iarna și pe șantiere, pe varianta de ocolire urmează să înceteze o mare parte a activității și am rugat pe colegii de la Apele Române, sub coordonarea prefecturii, că este firesc așa, și colegii de la ISU, să facem o trecere revistă a zonelor cu risc de pe acest șantier, pentru a se dispune măsurile de iarnă pe perioada iernii, să nu avem, vă aduceți aminte, a venit și ușița foarte mare, gunoaie multe, blocat podețul, podul uzinal, care așa se numea, și a ieșit pe câmp. Sigur, depinde de temperatură, nu sunt lucrări pe drum, sunt lucrări în afara drumului carosabil, deci poți să lucrezi toată iarna, dacă vremea permite. Reabilitarea DN66 între Bumbești, Jiu și Petroșani face parte dintr-un controversat plan de reabilitare început în urmă cu 9 ani, în timp ce mai multe firme au venit și au plecat fără să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Nici ultimul consorțiu de firme angajat de stat pentru lucrare nu a reușit să o termine la timp, termenul de finalizare a lucrărilor fiind depășit deja cu 2 ani. Fostul director al CNADNR a vizitat de nenumărate ori șantierul și chiar i-a amenințat pe constructor cu rezilierea contractului. N-a ținut, iar între timp Narcis Neaga a fost înlocuit de la șefia companiei de drumuri. Neatenția la volan costă. Un șofer care nu s-a asigurat când a vrut să depășească a intrat cu mașina într-un alt autoturism care circula regulamentar. Evenimentul rutier s-a petrecut seara trecută în localitatea Bengești-Ciocadia. Șoferul nevinovat a ajuns la spital. Tânărul de 19 ani din comuna Baia de Fier nu s-a angajat corespunzător la efectuarea manevrei de depășire și s-a ciocnit frontal cu o altă mașină. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat din comuna Baia de Fier, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67, din direcția Târgu Jiu către Râmnicu-Vâlcea, pe raza localității Bengești-Ciocadia, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de depășire și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar din sens opus, condus de un bărbat de 45 de ani din localitatea Cojani, județul Gorj. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În urma impactului a rezultat accidentarea ușoară a bărbatului de 45 de ani, acesta fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Județean Gorj. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu va avea un nou sediu. Imobilul va fi construit în Debarcader, vis-a-vis de campusul studențesc al Universității Constantin Brâncuș. Lucrările vor demara anul viitor, iar terenul de pe strada Tineretului, pe care urmează să fie amplasat noul sediu, are o suprafață de 2000 de metri pătrați.
Primăria Târgu Jiu a pus la dispoziția Ministerului Justiției un teren de 2000 de metri pătrați în zona de barcadere pentru a construi noul sediu al parchetului local. În prezent se efectuează studiul de fezabilitate al proiectului, urmând ca de anul viitor să înceapă lucrările. Conducerea parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a întocmit un memorandum pe care l-a adresat conducerii Ministerului Public, respectiv parchetului general, în urma căruia ni s-a comunicat faptul că a fost aprobat un memorandum între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Justiției, având ca obiect demararea a 3 programe de investiții în infrastructura instanțelor judecătorești și parchetelor. Am avut plăcuta surpriză ca parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu sediul său să fie trecut printre cele noi 10 construcții ce urmează a fi construite de către prin acest program național de construcții de interes public și social derulat de CNI cu banii Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Ca și locație, primăria, respectiv Consiliul Local, ne-au constituit dreptul de administrare în favoarea Ministerului Public, respectiv parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, a unui teren în suprafață de 2000 de metri pătrați în Târgu Jiu, strada Tineretului. Cei aproape 30 de salariații parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, procurorii și personalul auxiliar își desfășoară activitatea într-o casă naționalizată situată în apropierea pasarelei. Astăzi a început postul Crăciunului sau postul nașterii Domnului, cum mai este cunoscut în popor. Postul Crăciunului simbolizează așteptarea venirii Mântuitorului și este respectat cu strictețe de credincioșii din întreaga lume. Conform obiceiurilor religioase, credincioșii nu au voie până pe 25 decembrie să consume produse din lapte, carne și ouă, iar lunea, miercurea și vinerea mâncarea trebuie să fie preparată fără ulei sau vin. Postul Crăciunului este mai ușor față de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. În toate zilele de sâmbătă și duminică, cuprinse în perioada 22 noiembrie-14 decembrie inclusiv, creștinii pot să mănânce pește și preparate din pește. De asemenea, dacă luni, marți sau joi este prăznuit un sfânt important, se dă dezlegare la pește, iar miercuri și vineri la un de lemn și vin, însă acestea se consumă doar o dată pe zi. În această perioadă, creștinii nu trebuie să se înfrâneze doar de la mâncare, ci și de la păcat. Avem în Vechiul Testament un fragment în care prorocul Isaia ne povestește despre cum este postul bineplăcut lui Dumnezeu, arătând că dacă ne abținem de la mâncare de dulce, ne trebuie să ne abținem de fapt de la faptele cele rele. Este foarte important ca noi să cunoaștem treaba aceasta, pentru că rămânem datori noi oamenii, ținând doar postul de bucate, fără cel de păcate. Așadar, trebuie să îmbinăm cele două posturi. Putem să spunem că mâncăm de post până la Crăciun, dar toată viața ținem postul de păcate. Postul are o mulțime de beneficii, atât pentru suflet, cât și pentru sănătate. Specialiștii spun că postul poate reduce riscurile bolilor de inimă și diabet și chiar riscul de cancer. Însă chiar dacă sunt conștienți de acest lucru, nu toți târgujienii se încumetă să țină post. Da, dar eu nu pot să țin. Și n-am ținut niciodată. Ce să vă spun, eu... Aveți probleme de sănătate sau de ce nu? Nu, nu-mi place să... Nu pot să-l țin atâta. Nu o să pot ține, că-s bolnavă cu... Aveți probleme de sănătate? Da, da. Dar știți pentru ce este bun postul? Pentru sănătate, pentru iertarea păcatelor. La vârsta mea trebuie să fiu și mai atent, așa, mai ce mănânc și ce fac. De fiecare dată țineți de Crăciun post? Țin în prima săptămână și ultima, pentru că nu-mi permite... sistemul digestiv. Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și dreptilor din Vechiul Testament în așteptarea lui Mesia, Izbăvitorul. Prin durata lui de 40 de zile, postul din această perioadă aduce aminte și de postul lui Moise de pe muntele Sinai, când aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu în decalogul scris pe lespezi de piatră.
Pastramă de urs, cerb la rotisor sau căprioară flambată sunt doar câteva dintre bunătățile pe care le pregătesc bucătarii din Rânca pentru miile de turiști care au rezervat camere pentru sărbătorile de iarnă. Pe lângă aceste preparate sofisticate, vor fi pregătite și bucate tradiționale. Stațiunea Rânca este ocupată mai bine de 90% pentru sărbătorile de iarnă, iar cabanierii sunt în plină pregătire. Subiectul pe larg și ofertele după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. Pastramă de urs, cerb la rotisor sau căprioară flambată sunt doar câteva dintre bunătățile pe care le pregătesc bucătarii din Rânca pentru miile de turiști care au rezervat camere pentru sărbătorile de iarnă. Pe lângă aceste preparate sofisticate, vor fi pregătite și bucate tradiționale. Stațiunea Rânca este ocupată mai bine de 90% pentru sărbătorile de iarnă, iar cabanierii sunt în plină pregătire pentru ca turiștii veniți în Gorj din toată țara să-și dorească să revină la Rânca. Pe lângă peisaje respectiv spectaculoase și zăpada, Rânca vrea să atragă cât mai mulți turiști și cu gastronomia. Mii de turiști din toată țara și-au făcut rezervări în stațiunea montană Rânca. Cele 700 de pensioniști sunt aproape ocupate, iar cabanierii au început pregătirile pentru sărbători. Camerele vor fi decorate special pentru Crăciun și Revelion, iar masa de sărbători va fi îmbelșugată. Pe lângă preparatele tradiționale, nu vor lipsi nici cele inedite. De sărbători vom avea preparatele tradiționale, bazate pe zona de munte. Trebuie să vă menționăm faptul și să vă spunem, noi suntem un restaurant care avem și specific vânătoresc. Pastramă de cerb, pastramă de căprior, pastramă de mistres, pastramă de urs, toate aceste preparate sunt făcute pe tigaie, caramelizate, flambate. Și bucatele specifice sărbătorilor vor fi la loc de cinste. Avem și preparate tradiționale românești, cum am spus, de genul care le facem noi în casă. Tobă, caltaboș, salam, rulade de pui de porc, terine de brânză pe care le facem preparate cu contații străine. Observați foarte frumos că avem un convectomat unde pregătim celebrul bulz tradițional românesc, o minunăție și un deliciu. Chiar dacă mielul este vedeta de Paști, pofticioșii se vor putea bucura de acest preparat și iarna. Aici avem un miel la prosap. O să mergem să vă prezint și rotisorul. E, cum să spunem, tradițional românesc, specific pentru noi, împreună cu colegii mei, o nebunie. Gogoșar, făcut de noi în casă, miel la prosap. Îl avem aici, colega mea o să vă dea o furcuță și chiar vă invit să gustați din ea. Prețurile sunt pentru toate buzunarele. Cei care sunt pe ultima sută de metri cu vacanțele și nu s-au decis unde vor petrece sărbătorile, trebuie să știe că la Rânca mai sunt foarte puține locuri. Deja avem, cam pot să spun că 90% dintre turiști avem ocupate locurile. Ne așteptăm cu mare drag să vină la tavernă, este o locație foarte frumoasă. Spuneți-mi ce oferte aveți. Păi avem oferta de Crăciun, care pachetul conține 3 nopți, 4 zile. Este 500 RON pe persoană, adică include mic dejun și masă festivă. Iar de Revelion, 4 nopți, 5 zile. 1200 de RON pe persoană, inclus mic dejun și masă festivă de seara de Revelion. Locurii nu mai sunt foarte multe nici în această perioadă, pentru că zăpada atrage turiștii ca un magnet. Zăpada v-a adus la Rânca? Nu pot să spun că în primul rând zăpada, dar în primul rând ar fi prietenii și am fost foarte, foarte surprins. Totul este la superlativ. Cred că este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care l-am văzut vreodată. În stațiune sunt aproape 700 de pensiuni și hoteluri. Avem cu ce ne mândri, Gorjul nu duce lipsă de copii talentați. Recent, o gorjancă a obținut premiul 3 la Festivalul de Muzică Ușoară Ritmuri în Mileniul 3, care a avut loc la Caraș-Severin. Raisa Popescu, elevă la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, a impresionat juriul cu vocea ei. De asemenea, elevii Școlii Populare de Artă au participat și la Festivalul Internațional de Folclor de la Praga. Elevii Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu obțin premii pe bandă rulantă. După ce gorjanca Roxana Croitoru a câștigat premiul de excelență și premiul întâi la categoria soliști vocali în cadrul celei de-a 23-a ediție a Festivalului Maria Lătărețu, o altă elevă cu voce de aur a cucerit juriul la Festivalul de Muzică Ușoară Ritmuri în Mileniul 3. Pe data de 2-3 noiembrie 2016, ediția a 16-a a Festivalului de Muzică Ușoară Ritmuri în Mileniul 3. Școala Populară de Artă Târgu Jiu a participat la acest festival cu două eleve,
de la Catedra de Muzică Ușoară, și anume cu domnișoara Geica Anana, împreună cu Popescu Raisa. Cele două eleve au participat la secțiuni diferite, și anume 13-15 ani și 16-24 de ani. La sfârșitul acestui festival, care pot să spun că a fost foarte, foarte, foarte puternic, spun de trei ori foarte puternic, deoarece printre competitori am avut numai absolvenți de conservator, Târgu Mureș, Cluj, precum și finalista la prestigiosul festival Vocea României. Și anume ne-am întors cu o mențiune și cu premiul 3 obținut la secțiunea 13-15 ani de eleva Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, domnișoara Popescu Raisa. Raisa Popescu, eleva Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, a obținut locul 3 la festivalul desfășurat la Caraș Severin. Am luat locul 3 la concursul festival Ritmuri în Milenul 3 la Berzasca. A fost foarte frumos, ne-au tratat foarte bine, a fost foarte mare concurență, a fost un juriu foarte bun. Am intrat în concurs cu două piese, The Start și Acele. De asemenea, am mai fost la preselecția Vocea României Junior, la concursul Euro Music Dance, la preselecția Next Star. Oh, Miss Right, my dream will still be heard, my voice and my word and I will rise. Cause I have the voice inside, yeah, I don't wanna hide, but people told me I can do it. De asemenea, ansamblul Maria Lătărețu al Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu a participat la cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor desfășurat la Praga, unde s-au duelat cu artiști din 19 țări. În intermediul unei părți a ansamblului Maria Lătărețu și a formației de dansuri juniorii Doinei Gorjului s-a bucurat să participe la începutul lunii la un festival de folclor, la cea de-a 21-a ediție a Festivalului de Folclor de la Praga, unde am mers cu dansurile populare, cu muzica tradițională din Gorj. Impresia noastră, ca și a celor care au organizat festivalul, este că școala populară, formația noastră de dansuri, s-a prezentat foarte, foarte bine și a arătat că tradițiile de pe aceste meleaguri se păstrează nealterate. De-a lungul timpului, elevii Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu au obținut numeroase premii la diferite concursuri, atât din țară cât și din străinătate. Politicienii se schimbă, strategiile din campanie nu. Locuri de muncă, salarii și pensii mai mari. Asta promit politicienii la fiecare 4 ani. Aproape toate promisiunile din campania electorală rămân doar praf în ochii alegătorilor. Iar de acest lucru încep să se convingă și politicienii. Din buletinul electoral de astăzi aflați ce promit din nou aceiași socialdemocrați care au promis în urmă cu 4 ani 1 milion de locuri de muncă și care este provocarea celui mai tânăr candidat la alegerile parlamentare din Gorj. De locuri de muncă. A fost promisiunea Partidului Social Democrat în campania electorală de la alegerile parlamentare din urmă cu 4 ani. S-a dovedit că au fost doar vorbe în vânt, iar alegătorile cer în continuare candidaților noi locuri de muncă. Deputatul Mihai Weber a vorbit cu nonșalanță într-o conferință de presă despre cerințele oamenilor, deși partidul său nu s-a ținut nici de promisiunile trecute. Și am văzut reacția marei majorități a oamenilor care își doresc într-adevăr să aibă și ei un viitor, să aibă o perspectivă din punct de vedere al locurilor de muncă, pentru că asta este problema pe care doare și într-adevăr, din punct de vedere al unui salariu decent cât de cât, dacă discutăm de locuri de muncă, discutăm despre salariu, și sigur perspectivă pentru toate domeniile. Oamenii sunt conștienți acum
și au văzut, au putut să compare, au văzut ce a însemnat o guvernare PSD. Pentru că s-au reparat marea majoritate a nedreptăților. Și știu și pensionarii și salariații că li s-a dat ceva. Indiferent că a fost puțin sau că nivelul așteptărilor a fost foarte mare în 2012. Dar oamenii au conștientizat că au luat ceva și nu li s-a tăiat. Asta este foarte important. Mihai Weber candidează pentru un nou mandat de deputat. El se află pe locul 2 la Camera Deputaților după ce l-a mazilit pe primarul Ion Ciocea, votat de colegii săi din Comitetul Executiv pe poziția secundă. Robert Bugă, candidat al Partidului România Unită la alegerile parlamentare din decembrie, își provoacă principalii contracandidații la o dezbatere publică. Acesta vrea să înfrunte pe Dan Vâlceanu și Tudor Barbu de la PNL, Victor Ponta și Florin Cârciumaru de la PSD, Gheorghe Davițoiu și Ion Săvoiu, candidații PMP, sau Dian Popescu și Scarlatti Riza, primii candidați de la ALDE. Obiectivul realist este un deputat și un senator la redistribuirea națională, pentru că acum sistemul este altfel. La redistribuirea națională noi vom trebui să fim între primele 6-7 județe ca și organizații PRU și probabil vom prinde și postul de senat. Dar prioritar este să depășim un procent de 14-15% pentru a putea prinde un parlamentar la redistribuirea de aici locală, după care... 14-15% la nivel național? Nu, pe Gorj. Pe Gorj. La nivel național, bineînțeles, ținta este să depășim scorul, să depășim pragul electoral. Unele voci s-au grăbit să declare că această campanie va fi mai anostă pentru că principalele partide ar fi bătut deja palma. Invitat într-o dezbatere electorală la Gorj TV, Severus Militaru, candidat PNL la un post de deputat, a explicat că nu se poate vorbi despre aranjamente. Și PNL-ul, prin vocea președintelui, prin vocea Alinei Gorghiu, și PSD-ul, prin vocea domnului Dragnea, au anunțat că nu există sub nicio formă un pact de coabitare post-electoral. Vorbiți de județul Gorj. De județul Gorj. La nivel de județ Gorj, nu cred că se poate vorbi despre un aranjament între PNL și PSD. După părerea mea, se poate vorbi de aranjamente între PSD și alte partide. Da, pentru că eu vă dau exemplul meu de la Motru. Deci la Motru toată lumea s-a luptat cu PSD-ul, după care au făcut majoritate în Consiliul Local tot cu PSD-ul. Deci, din punct de vedere al celorlalte partide, aici n-aș vrea să nominalizez unul sau altul, toți s-au luptat cu PSD-ul și toți ne luptăm în județul Gorj cu PSD-ul, mai puțin probabil la alegerile parlamentare. 11 partide din Gorj au depus liste de candidați pentru alegerile din 11 decembrie. Conducerea clubului Pandurii Târgu Jiu a ajuns ieri la un acord cu președintele Narcis Răducan în vederea rezilierii pe cale amiabilă a contractului. La despărțire de echipă, Narcis Răducan a dorit să le mulțumească tuturor celor care au fost alături timp de un an și jumătate la Pandurii Târgu Jiu, precizând că a încheiat colaborarea de comun acord cu cei doi administratori ai clubului. Când a depus solicitarea de a pleca de la Târgu Jiu, Răducan a solicitat de asemenea și 500.000 de lei, banii reprezentând salariile restante pe care el le are de recuperat de la Pandurii. Mai mult, a anunțat că se va înscrie la masa credală pentru a recupera această sumă. În locul său ca director sportiv este vehiculat numele lui Eugen Pârvulescu, fostul președinte executiv al clubului. Pârvulescu a declarat că nu ar refuza să se întoarcă la Târgu Jiu. Jucătorii din lotul echipei Pandurii care au fost de acord cu propunerile conducerii clubului de reducere a contractelor pe perioada în care clubul se află în insolvență au început să semneze noile contracte. 5 fotbaliști însă nu au fost de acord cu reducerile salariale. Unul a plecat deja de la Târgu Jiu, iar ceilalți 4 se antrenează separat de lotul echipei. Aceștia spun că se vor antrena în continuare, dar nu vor intra pe teren nici la următoarele meciuri. Primul dintre fotbaliștii care au semnat actele adiționale a fost Andrei Pițian, jucător care a lipsit o perioadă de la pregătire din cauza accidentării de la meciul cu CSU Craiova, când a suferit o ruptură musculară. Tot accidentat este și Valentin Alexandru, care a fost programat pentru o intervenție chirurgicală după o accidentare mai veche suferită la umăr. Cu unele probleme medicale se confruntă și Țucudean, care ieri s-a aflat sub tratament și nu s-a putut antrena alături de colegi. Da, e o situație nu normală, nu foarte bună, dar încercăm să continuăm până în decembrie.
O parte din jucători au acceptat condițiile clubului până în iarnă cu acea sumă mai mult modică, să spunem, pentru că astea sunt posibilitățile actuale. O parte din ei nu au acceptat această situație. Le respect decizia pentru că până la urmă e ceva normal. În vară, când s-au făcut anumite contracte sau știu poate și mai înainte, nu s-a știut că s-a ajunge într-o situație de genul ăsta și pe undeva ei au dreptate. Dar am spus de la început că atâta timp cât mai există posibilități și mai sperăm că echipa asta să nu dispară de tot, vom încerca să ne jucăm șansele ultimele 6 etape cu ce avem la dispoziție, deci fără câțiva jucători care au părăsit echipa. Ungurușan, Grecu, Herea și Valentin Munteanu sunt jucătorii care nu și-au dat acordul pentru a semna noile contracte cu clubul. Ei s-au antrenat separat de restul lotului, iar după amiază sub comanda antrenorului Petre Grigoraș. Am completat lotul cu jucători de la echipa a doua. Cel mai mult am dorit ca să nu mai apară lucruri, eu știu, declarații prin ziare cu, știu, de genul că o să vină din iarnă, o să plece 6 jucători nu știu unde, alții nu știu, vor nu știu cine și așa mai departe. Sunt lucruri care destabilizează. Deocamdată sunt jucători sub contract cu Pandurii Târgu Jiu. Așa cum este situația, vom vedea din iarnă ce se va întâmpla, atunci n-au decât să plece toți. Tehnicianul Petre Grigoraș va pregăti meciurile cu lotul pe care îl are la dispoziție și nu se gândește să părăsească gruparea de fotbal. Am spus-o și vreau să o mai repet de 300 de ori. Am spus că voi pleca, o să stau până în iarnă fără niciun fel de probleme, o să văd ce se întâmplă după luna decembrie. Vom vedea. Până atunci voi încerca să-mi fac meseria așa cum pot mai bine. Restul jucătorilor din lot s-au pregătit normal la prima ședință de pregătire a zilei, la care au luat parte și Răuță și Pleașcă, jucătorii care și-au dat acordul să semneze noile convenții propuse de conducerea clubului și de la care nu au lipsit Sân Mărtean, Antal și Voiculeț. Singurul jucător care a ales până acum să rezilieze contractul cu clubul Pandurii Târgu Jiu este Cristian Obodo, care a plecat deja din țară. Se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV la dezbaterea electorală de la ora 21. Alin Ion, iar invitați pe Matei Catrinoiu, candidat din partea Partidului Alianța Noastră România, și Eftemie Popescu, candidat al Alianței Liberalilor și Democraților la alegerile parlamentare din 11 decembrie. Eu sunt Diana Spărătoiu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 18. Să aveți o seară frumoasă!